Dar nu toți copiii, femeile erau compatibili. Și atunci, din 10 copii, unul semăna cu tatăl, dar restul nu aveau nicio valoare. Și s-au trezit otomanii prin secolul XVIII-XIX, că au recrutat și au format armata din băieți obținuți în urma unor astfel de căsătorii, care nu mai aveau nicio valoare genetică, care au fost bătuți cu coada măturii pe unde i-au prins armatele rusești sau alte armate. Înțelegeți? Cum i-au bătut ăștia lui Erdogan pe puciști aia de atunci. Degenerarea mi-a spus genetică din, da. a fost generalizată și a ras. Da. Chiar mi-aduc aminte de episodul ăla, mi s-a părut așa cumva, nu știu dacă vă rețineți că scotea din tancul și bătea cu o cracă la... Da. Ați înțeles? Haideți să venim în România și să vedem ce structură Așa, să are discutăm de structura în genetică. momentul Spuneam de după față, haplogrupul din punct de vedere al E1B12, acestei provenințe care ne-a genetice. transmis limba și tot ce înseamnă valoare, imaginație, creație vine din această zonă. Haplogrupul autohton a fost I2A, care este nativul european. Ce caracteristici are acest grup genetic? Sunt cei mai înalți bărbați din lume. Înălțimea medie în neolitic era 1,87 m. Astăzi au în jur de 1,90 m, se apropie de 2 metri. Peste acest, ce îi caracterizează? Au mecanisme de control ale mâinilor, picioarelor și capului, care nu primesc comenzi de la creier. Ei erau cei mai mari luptători și sunt de departe cei mai mari luptători ai lumii. Ei sunt înzestrați să lovească din instinct, nu după analiza și comanda creierului. Și atunci când pornește și luptă, el dă în E toate mașinărie de direcțiile, luptă. este o mașină de luptă. Dar așa e construit genetic. Ați înțeles? În rest, nu are nicio treabă. Nu-l interesează nimic, nu are imaginație, nu are simțul ăsta a jenei sau a ridicolului. El dă că așa este pus să facă și dă. Și cu asta termina povestea. Au fost bărbați înalți și aveau părul roșu, fața albă, ochii albaștri. Problema este că părul roșu este o caracteristică genetică recesivă. Deci se transmite părul roșu numai dacă bărbatul din haplogrupul I2A face copii cu o femeie din haplogrupul U. Dacă se respectă această condiție, naște copii cu părul roșu, totul este ok. Dacă face copii cu haplogrupul H sau alte haplogrupuri, rămâne înalt, unii din ei, nu toți, dar nu mai moștenesc culoarea roșie a părului, devin negri. Peste această grupare genetică, la 500 și ceva înainte erei noastre, a sosit încă un aport de haplogrup I2B. Indicele BA se referă la Europa, indicele B la Asia, din Asia, haplogrupul I2B, așa numiții Dahu sau Daku, care vorbeau acadiana, conduși de regina Tomiris. Acest grup genetic avea aceleași înregistrări, era cu părul roșu că își păstrau puritatea genetică, dar ceea ce era caracteristic pentru ei, vorbeau acadiana, care deja devenise aproape o limbă moartă, mai foarte puțină lume o vorbea, ca să nu înțeleagă restul lumii ce vorbesc, pentru că nu au vrut să vorbească persană și altă limbă nu știau. Ce era interesant? Ei au dezvoltat niște tehnologii noi în Asia Centrală. De exemplu, Dahae, așa cum spune Herodot că se numeau în Asia Centrală, nu Dahe, cum citim noi aiurea, Dahae, se traduce cei care au înșeuat calul și s-au suit în șa. Ei sunt cei care au inventat șaua și scările la șa. Dacă urmăriți, veți vedea că cavaleria romană n-avea șei și scări la șa. Ei au venit cu această tehnologie revoluționară a calului înșeuat cu scări la șa. Ce le-a permis să se întâmple? Să se ridice în șa și să lupte. Pentru că dacă n-ai șa și scări, trebuie să te ții de coama calului să nu cazi jos când calul aleargă și atunci ești vulnerabil, că n-ai cum să dai în dreapta stânga. Ori ei, în momentul în care au creat șaua cu scări, au creat o platformă de luptă, s-au ridicat în scări și au putut să dea în dreapta și în stânga și să facă orice. Și au mai făcut o chestie extraordinară. Au luat de la chinezi mătase roșie, care și-au legat-o în spate în 4 puncte. Și în fuga calului, mătasea se umfla, era extraordinar de rezistentă, astfel încât dacă trăgeau din spate cu săgețile în ei, nu puteau să străpungă mătasa respectivă. Și atunci au pus bazele și unei noi tehnici de atac. Veneau în goana calului spre legiunile romane, care erau aliniate, și trăgeau cu arcul, erau arcași celebri, și în momentul în care au tras, au întors cai și au rupt-o la fugă. Era important să protejeze la spate, că ăștia ripostau, trăgeau, dar nu-i puteau lovi. Și atunci, de cele mai multe ori, se lăsau păcăliți, credeau că au fugit și plecau dezordonat
să-i urmărească, iar ăsta, calul fugea în direct, se întorcea din șa și trăgea în direcția opusă. Și la ei se aplica citatul respectiv. Luptă fugind și fug luptând. Calul fugea într-o direcție, el trăgea în direcția opusă. Unul din triburile importante s-a numit Parni. Parni, care vine, se numește Parni, a devenit Parna, în limba română Barna, datorită influenței indo-europene, P-ul s-a citit B. Un individ numit Barna, dacă provine din haplogrupul I2B din Asia, trebuie să aibă în jur de 1,90 m și ceva, să fie lipsit de simțul umorului și a ridicolului, pentru că astea sunt, eu vorbesc de eceretică. Nu că mă duceți acum în realitatea imediată, da, vă rog. Aveți exemple, vedeți că așa da. Este. Au venit aici vorbind acadiana și fiind războinici de excepție. Ei au venit la noi sub două denumiri care ne-au fost transmise de Pomponiu Mela, în momentul în care erau așezați la vărsarea Bugului de Sud, în Marea Neagră, lângă Olbia, se numeau agatârși, sau cei care sunt pictați. După care a venit Darius după ei, că l-a omorât pe Cirus cel Mare la 530 înaintea noastră, în așezarea Coi Cârlan de lângă lacul Aral și de frica perșilor care au venit să extermine, prin nordul s-au despărțit în două, unii au coborât și s-au așezat în munții Balcani, unii au trecut prin pasul Oituz Carpații, s-au așezat pe malurile Mureșului și Herodot ne povestește de ei și nominalizează despre agatârșii care au venit în Ardeale. Ce însemna? De ce erau pictați? Și acum să vă explic. În Asia Centrală e cald, cum era și în Grecia. Acești bărbați luptători de excepție luptau dezbrăcați ca să nu-și murdărească hainele. Și atunci, în focul luptei extraordinar, când el nu se mai uita în cine dădea, ca o mașină de lovit, uneori își lovea și camarazii că nu-l putea deosebi în focul luptei, fiind dezbrăcați, că nu erau uniformii lor. Și atunci un conducător deștept a venit și a spus, ce facem, ne omorâm între noi, să găsim o soluție. Și atunci soluția a fost pe creștetul capului să le vopsească o pată mare albastră care să fie vizibile și dacă l-a văzut cu ăla cu pata pe cap, să nu-l lovească. Și atunci au primit denumirea de agatârși, cei pictați. Ați înțeles? Dar asta era o necesitate care a rezolvat o problemă. Da. Asta e haplogrupul. Da. Mai avem și partea I1, 1,5% din populație, care sunt în vestul Europei, în Suedia, așa numiți vikingi. Deci cetățenii aia care au terorizat-o lumii la un moment dat erau din același grup genetic, de 2 metri, extraordinar de bun luptător și pentru care, repet, nu era glumă, nu era... Da. Asta era, așa erau construiți genetic, asta făceau. Ăsta este cel mai mare grup, adunați unii peste alții, înseamnă 33% din populația actuală a României. Eu de câte ori mă duc în supermarket la Brașov, București și în alte părți, mă uit în magazin, mă așez undeva și mă uit și văd număr bărbații. Din 10 bărbați, 3 au aproape 2 metri, care dovedește de fiecare dată structura genetică. 30% din bărbați sunt, exact, dacă vă uitați 10 bărbați, 3 sunt de 2 metri. Asta este structura genetică. Uh-huh. Următorul grup este R1A, și care spuneam că la noi 17,5% nu este de origine slavă. Vine din deșertul Taklimakan, pentru că acolo s-au produs niște deșertificări, s-a modificat clima teribil și au trebuit să vină la noi. Interesant este că au adus cu ei și denumirile din deșertul Taklimakan, care le avem și astăzi prin jurul nostru. Acăș, Piscani, sunt de ordinul zecilor localități, Corla, care sunt aduse de acolo. Sunt și localități în deșertul Taklimakan, sunt și la noi aduse de această populație luptătoare. Acum ar fi de explicat aici următorul lucru. Haplogrupul R1A, îl găsim la noi sub forma asta, de origine iraniană, este de origine slavă, dar migrația indo-europeană se referă la migrația haplogrupului asiatic R1A spre Europa, dar a fost via Germania și spre centrul Europei, mai puțin la noi, și India, că de-aia îi spune indo-europeană. Problema este că în India nu o să vedeți niciun bărbat alb, cu părul blond, cu fața albă și ochii albaștri. Dar tații sunt state în India, după analiza genetică, cu populații cuprinse între 400 și 140 de milioane de locuitori,
la care 80% din populația masculină aparține haplogrupului R1A, dar niciunul nu e alb sau blond, toți sunt închiși. Motivația e unul singur. Partenerele mamele în Asia Centrală sunt femei din haplogrupul H, care au dat înfățișarea blondă și cu ochi albaștri. Partenerele lui R1A din India sunt femei din haplogrupul mitocondrial M5, originar din Africa, închise la ten și rezultatul a fost că toți sunt bruneți, închiși la ten și cu ochii negri. Deci mamele schimbă complet configurația copilului. Da, interesant și o să avem, simt că o să avem mult de discutat. Bine, eu mai mult de ascultat, dumneavoastră de prezentat, dar mai întreb și eu pe aici pe acolo, pe unde nu înțeleg sau unde mi se pare că mai merită dezvoltat. Pentru că, spuneam, astăzi a fost așa o întâlnire de prezentare, de introducere, exact, pentru a stârni curiozitatea celor care sunt alături de noi. Vreau să încheiem și într-o notă mai ancorată în realitate, dar și mai destinsă cumva, pentru că trebuie să mergem și spre zona asta, spuneam, a înțelege și de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă prin prisma acestui, vă explic, la acestei noi matrițe genetice. Vreau să vă întreb așa un lucru, după aceea spuneți dumneavoastră și din considerente științifice, că l-ați pomenit pe specimenul Barna, nu pe domnul Barna. Da, din tribul Barna. A, așa. V-am spus cum arată un membru a tribului respectiv. Am înțeles și de-aia m-am și amuzat așa, repet, că mi s-a părut că se potrivește. Și repet, n-are simțul umorului și ridicolului. E o caracteristică genetică. Da. Că se potrivește. Haideți să vorbim și de domnul Iohannis, că nu e nicio problemă cu președinte ales. E, unde se încadrează și ce foarte clar, după configurație și după cum arată, deci nu este dubiu, dacă face ceva analiză genetică și poate și-a făcut-o, este, probabil este din haplogrupul I2A, deci nativul european. Că ulterior un strămoș de-a lui s-a căsătorit în cadrul unei colectivități săsești din Ardeal, e alt subiect. Dar eu sunt sceptic, deoarece numele Iohannis este un nume proto-egiptean, să știți. Io este zeul luna plină și Han tot așa cel care aparține zeului luna plină. Și dacă el are un nume de genul acesta, deși Johan, există, dar mai puțin în Austria, în Germania, nu o să găsiți persoane în afară de Ardeal, că am avut și eu un coleg, îl chema Johan, care la origine este o denumire proto-egipteană. Deci, repet încă o dată, sunt din populația autohtonă din haplogrupul I2, care, prin băieți înalți, simpatici și frumoși, s-au căsătorit cu niște săsoaice și au păstrat numele lor, protopontic, Iohannis, și a rezultat un astfel de personaj. Caracteristicile genetice. Este, așa e structura genetică. Foarte greu să abține, e un om aparent nu pare impulsiv, dar se consumă, se vede că se abține extraordinar ca să nu iese în față să zică sau să facă ceva. Și extraordinar de tenace, că asta e caracteristica, și dacă și-a propus ceva, chiar dacă tace și macină din măsele, le face. Și va face înainte. Da, am înțeles. Mie mi s-a părut așa că seamănă cumva la fizionomie și cu președintele Trump. Că de-aia o fi dat și președintele. Da, sunt grupuri genetice diferite. Da. Președintele Trump, că s-a făcut analiza strămoșilor lui, este din haplogrupul R1B, care e originar, deci bunicul lui era din Bavaria, din haplogrupul R1B. În momentul în care a trebuit să fie recrutat, să facă armata în Bavaria, a fugit în Statele Unite și a făcut mici afaceri pe acolo, în zona spre nord, spre Canada, a căutătorilor de aur, prepara diverse preparate din carne de cal care înghețau, mureau pe marginea drumului, că era frig acolo, a strâns bănuți, a venit înapoi și a cerut să-i se dea înapoi cetățenia, ducele de Bavaria a refuzat, s-a întors înapoi în America și a deschis un bordel, a câștigat foarte mulți bani și așa a mers înainte. Dar s-a căsătorit cu o irlandeză, a apărut tatălui, care a fost iar mare om de afaceri, că la un moment dat s-a retras, că a depășit niște limite acceptabile de legislație americană și l-am scos pe junior în față, căsătorit mai departe cu o irlandeză. Și acum aici se întâmplă următorul eveniment genetic. Dacă bărbatul aparține haplogrupului R1B, cazul de față, brunet, și mama aparține haplogrupului irlandeze W12, cazul care este haplogrup specific Irlandei, copiii născuți din cei doi părinți au părul roșu. Ați înțeles? Și aveți exemplu. Omul a avut părul roșu. Vă dau alt exemplu. Prințul Charles, haplogrupul el, R1B. Soția Diana W, unul din băieți, are părul roșu.
Așa se cuplează, așa îi face natura. Tata e brunet, mama e șatenă, copilul e cu părul roșu pentru că au aparținut celor două grupuri genetice. Am înțeles. De ce i-a dat șapca, domnul profesor, ca să ieșim din știință? Să vă explic, e o treabă foarte simplă. Uneori se transmit mesaje din astea pentru oameni care mai cunosc puțină istorie. Pe vremea Hanatului Mongol, când Asia Centrală era subordonată complet Hanatului Mongol, țarul Rusiei primea investitura din partea Hanului Mongol. Investitura consta când Hanul Mongol îi dă o șapcă numită șapca monomac sultanului și în momentul în care sultanul, în care țarul apărea cu șapca monomac, toți se înclinau și se închinau că știa că este numit de puterea suverană a locului Mongolii. Același mesaj s-a întâmplat și aici. Când cineva i-a dat altcuiva șapca monomac și a pus-o pe cap, s-a transmis mesajul că a trecut direct în subordinea directă a celui care i-a dat șapca. Am înțeles. Ei, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt clare, nu mai avem ce să mai discutăm. Să încheiem întâlnirea noastră de astăzi, totuși, cu doar câteva considerente legate de ceea ce generează această structură din România, la nivel comportamental și, deci, ca destin al țării, până la urmă. Știți care e tragedia la noi? Haplogrupul ăsta e unul B1B care e înzestrat și ar putea să facă treburi extraordinare, foarte retras. Nu o să-l vedeți că se bagă nicăieri. Ei au viața lor, nu-i interesează. Haplogrupul ăsta I2A care este mai agresiv, este totuși, prin structura genetică, un grup retras. Dacă vă uitați la așezările unde este, de obicei sunt așezați în munți, în locuri retrase, nici ei nu sunt sociabili și nu mai pot de vorbire. Și aveți exemplu cu personajul de care am discutat. Nu-l vedeți povestind foarte mult. Și retras. Așa sunt construiți genetic. Mai rămâne R1B, dar care la noi nu e prea mare, și care este haplogrupul majoritar a statelor din vestul Europei. Că aici s-a produs un lucru care pe noi ne dezavantajează extraordinar. Toată lumea promovează, după modelul Europei de vest, democrația. Acolo poți să aplici democrația pentru că există un grup genetic majoritar, peste 50% în toate statele, în Spania, în Portugalia, în Franța, în Anglia, în Irlanda, de exemplu, haplogrupul R1B 90%, deci o puritate genetică de excepție. Asta și explică de ce, în ciuda eforturilor extraordinare ale regatului Angliei de a supune în întregime Irlanda, n-au reușit, pentru că n-ai cum, peste o familie extinsă, toți rude între ei, să te bagi, să-i fitilești, să le faci ceva, să treacă de partea ta, nu ține. Și dovada este că au rezistat și la ora asta, sunt printre exemplele pozitive ale Europei. Aici merge democrația, pentru că relațiile familiei extinse stabilesc niște ierarhii între membrii comunității respective care sunt respectate ca urmare a legăturii de sânge. Și atunci poți să faci democrație. Denumirea din nefericire de democrație vine din Grecia antică și se referă la polisul grecesc. Dar nimeni n-a ținut seama că locuitorii polisului erau din aceeași familie. Cine nu era rudă cu ei, era în afara zidurilor cetății. Și atunci, într-o familie, poți să faci democrație. La noi nu merge, pentru că nu avem un grup genetic majoritar care se impune prin prezență să dea o direcție și toată lumea să urmeze. Și atunci, singura soluție la noi, o spun, și istoria va dovedi că așa este, este dictatura. Un grup, o structură genetică apropiată de structura noastră, l-are Turcia. Noastră vă imaginați ce ar fi în Turcia la ora asta dacă ar fi democrație? Ar fi dezastru. Și iarăși, dacă facem un remembering și ne uităm la istorie, România a progresat și a făcut treburi extraordinare numai în perioada cât a trăit sub dictatură. Asta este. E structura genetică, nu avem ce face. Ne ascundem după deget, dar nu e sănătos. Și repet încă o dată, ne îndreptăm spre un model care nu are nicio legătură cu noi. Din păcate ne-am nimerit aici, e o zonă extraordinar de bogată, pentru că vă traduc Dacia. Sau Dacia înseamnă depozitul de cereale pentru străini. Deci din vremuri imemoriale, aici se făceau culturi de grâu adus de această civilizație egipteană, care sunt cei care au selecționat grâu emer și au făcut pentru prima dată pâinea frământată, dospită și coaptă în cuptor, care la ei se numea țăst și la noi se numește tot țăst. La ardeleni se numește ptita și în traducere înseamnă tih din cereale, pâine ne-a dat
și pita, care înseamnă pâinea cu crustă, care vine. Deci pita este pâinea care ți-o faci acasă și pita este pâinea care o cumperi. Nu o faci tu, dar e cu crustă. Dar această tehnologie este făcută de egipteni și transmisă din lacul, de pe marjul lacului Maetian și la noi. Și aici fac o precizare. Cei care au venit în zona Muscel au venit de pe țărmul de vest al lacului Maetian. În această zonă de vest, întotdeauna luna plină răsărea din apele lacului. Și atunci exprimarea în limbajul lor determinat genetic, protoponting l-am denumit, răsăritul lunii pline din lacul Maetian, pentru că luna plină răsare dintr-un loc. După aceea, în funcție de faze, schimbă poziția, dar în est este totdeauna luna plină. Și au spus Muscelu, care în traducere și scris în hieroglife egiptene înseamnă steaua care se ridică din apă ca un perete rotund. Adică luna plină care se ridica din apa, în apele lacului Maetian. Și au vrut să ne arate când s-au așezat aici că ei vin de acolo și au păstrat denumirea. Am scris în această carte și o să vedeți un capitol despre migrația protopontică și am arătat că populația care a plecat din această zonă a lacului Maetian, de unde au venit și strămoșii noștri, pe o suprafață de 150.000 de kilometri pătrați, în toate zonele în care au plecat, au dat aceleași denumiri ca cele de pe țărmurile lacului Maetian. Și o să găsiți în Pakistan, în Afganistan, în India, zeci de denumiri, așezări cu denumiri identice în Ardeal. Pentru că a fost aceeași populație, am dovedit prin structura genetică, care acolo unde a găsit condiții de a se așeza, a dat denumirea așezării de pe țărmul lacului Maetian. Ați înțeles? Am înțeles. Ce să zic? Sunt nerăbdător să începem seria de întâlniri pentru a discuta pe capitole, să zic, sau pe subiecte, cum veți structura dumneavoastră aceste lucruri despre această carte pe care o veți propune, că e deocamdată nematerializată, nu e în stadiu de... nu e tipărit, adică... Nu. Deci am la ora asta 6 cărți gata de tipărit. 6. Când aveți timp să le facem? Păi în fiecare zi, de la 7 dimineața până seara, pe la 9 și sâmbătă și duminică. Adică numai cu asta vă ocupați. Evident. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc pentru prezența noastră. Vă mulțumesc și celor care au fost alături de noi. Așa cum am spus și la început, o să vă propunem întâlniri periodice, aducând în discuție aceste subiecte pe care domnul profesor Ciobanu le-a abordat în cărțile domniei sale și în special în această carte legată de istoria populațiilor din România după structura genetică. Sper să vă... Ați ascultat Natural, simplu și gustos de la Bâlea. Provenind de la animale sănătoase crescute în ferme românești, carnea este mereu proaspătă, prelucrată în condiții de maximă igienă și numai prin metode tradiționale. Carcasa de porc este prelucrată numai prin pârlire, rezultând un șorici fraged și o carne de calitate superioară cu un gust inconfundabil. Produsele naturale de carmangerie de la Bâlea sunt pregătite simplu prin sărare, condimentare numai cu condimente naturale și afumate în celule clasice cu fum de la rumegușul de fag. Mici, proaspeți, gustoși și suculenți. Cumpără de la Bâlea, din magazinul din Piața Centrală și îți vei aminti de gustul de altă dată. Natural, simplu și gustos de la Bâlea. Deci mușcelenii sunt și egipteni.